Aici e groapa mascată din Carosabel, despre care vă vorbesc de un an. M-am dezechilibrat odată în ea cu bicicleta și era să dau peste un pieton la zebră. Cel mai des, banda a doua e ocupată cu mașini parcate ilegal și pe acolo nu prea merge nimeni. Poate doar bicicliștii ca mine. Dar uneori când se eliberează, calcă și mașinile. Bulevardul 1 Mai, colț cu strada Sibiu. Nu-i foarte mare, cu mașina doar ești derutat de unde s-a luat și de ce a făcut așa roata. Pe când cu bicicleta te dezechilibrează atât de neașteptat, încât dacă te uiți prin părți, și ești obligat să te uiți în părți, ești în intersecție și ai trecere de pietoni în față. Poți să-ți pierzi echilibru și să cazi sub roțele transportului. Periculos. Cam cum credeți? Câți ani o să-i trebuiască primăriei, sector 6, primăriei capitalei, să o depisteze și să o repare? Sau va trebui să vină vreun activist să desineze aici trei trandafiri sau simbol PSD sau vreun organ sexual ca ei să o observe? Am înțeles că așa se face în Rusia. Scrii pe zăpadă Navalny și imediat vin serviciile și curăță zăpada. Sau pe asfaltul distrus scrii ceva de Putin și imediat vin și repar asfaltul sau măcar îl vopsesc. În mijlocul primei benzi. Bine, eu știu că am pățit-o, puteam să o pățesc rău, dar cine nu știe, riscă. Cu un scooter, mai ales cu o trotinetă, cu ceva, cu roți mici, poți să-ți pierzi viața aici, în groapa asta.